gata, am acoperit tot. Problematica europeană 2019, da, e gata, în sfârșit. Și cât am lucrat la el. De-abia aștept să-l prezint mâine. Și poate o să primesc bursa pentru facultatea din Bruxelles. Cum ai mei nu-și prea permit, ar fi singura mea șansă să ajung la Bruxelles. Ah, de-abia aștept să-l prezint mâine. Despre Parlamentul European. Știți ce cu bursa, da. Da. Și cât am lucrat la el. Băiatul, ce ai acolo? E proiectul despre Parlamentul European. Știi, pentru bursă. Bursa de la Bruxelles, care va fi în... Ați văzut, parcă îți trebuie și ție. Da, și mie. De când ți-ar strica una? Dacă vrei, sunt niște informații. Mai durează până... Informații de la voi. Păi, și atunci... Bună ziua! Bună ziua! Cum adică? La loc, toată lumea. Domnule profesor, v-am adus proiectul pentru votul european. Da, da, pentru bursa la Bruxelles. Domnul Alexandra a lucrat enorm el și a pus zi. Da, văd, e extraordinar, e foarte bine. Domnul profesor, sigur o să-l duc la... Da, sigur, media 10. Bravo, să pun și niște bile pe acolo. Chiar consider că e important. Bravo, Alexandra. Da? Da, nu este proiectul ei. Cum adică nu-i proiectul meu? Mulțumesc, mi l-a furat înainte să intrați dumneavoastră în clasă. Am lucrat foarte mult la el, domnul. Minte, domnul. Și liniște în clasă. Așa. O să întreb și clasa, să văd dacă au aceeași părere cu tine sau nu. Sigur. S-a furat un proiect pe aici. Da, nu am văzut. Nu s-a întâmplat nimic? Dar... Mă minți, George? Nu, nu vă mint, domnul, chiar mi l-a furat. Mă minți? Nu, nu. Eu nu cred că ți l-a furat. Alexandra este o fată foarte bună și eu pe tine te credeam copil sincer. Da, nu. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Domnul, trebuie să-l ascultați. Nu ți-ai făcut proiectul seara că nu ți-ai făcut tema. Ce am putut pregăti pentru azi? Nu am putut să mă pregătesc, domnul, că am lucrat foarte mult la proiectul ăsta. A, nu ai învățat. Dar nu am putut. N-ai învățat la limba română pentru astăzi. La loc 3. Mă scuzați. Și sper ca data viitoare să nu-ți mai permiți să vii să-mi spui mie că ți-a furat cineva proiectul. Da, scuzați. Liber. Nu pot să cred acum. Dar știți cum e, mama, nu pot să... Nu o să mă creadă. O să... E mai bine dacă o să... O să încerc să vorbesc cu ea totuși, dacă nu cred să mă creadă. Deci, fetelor, trebuie să-i distrugem viața idiotului ăla. Neapărat. Cum a putut să se pună cu noi? Deci, neapărat. Da, am o idee. I-am făcut un compas și o să pun chestiile de pe el. Despre vot, că nu-i pasă, dar hai să vorbim cu profesorul întâi. Hai să bravo. Domnule profesor, trebuie să facă ceva foarte revoltător. Ce s-a întâmplat, Alexandra? Acel elev George a uitat și a postat pe Facebook că votul nu este important, deci, că nu putem face scăpare. El a postat George. Da. Băiatul ăsta nu își vede lumbru nasului. I s-a urât cu binele din câte văd. Domnul profesor, nu este ok, trebuie să luăm măsuri, deci nu se poate. Instigă... O sun pe mama lui chiar acum, nu se poate așa ceva, nu există. Ok, trebuie să luăm măsuri. Da. Mulțumim, profesor. Îmi scadă până la putere, așa ceva, mama. Care era asta? Așa chiar. Alo? Bună ziua, sunteți mama lui George? Da, ce s-a întâmplat? Am o problemă. George astăzi a mințit că o colegă a furat proiectul pe care l-am dat de făcut despre alegerile europene din 2019. Eu nu accept așa ceva. M-a confruntat în fața clasei. Cum e posibil? O să am o discuție cu el. Da, eu chiar sper. Eu îl știam pe George un copil foarte bun și foarte cu minte, dar... După ce mi-a făcut astăzi în clasă, nu. I-am scăzut un punct la purtare, am dat un 4 pentru că n-am învățat, nu și-a făcut tema. Eu nu accept așa ceva. Imposibil, o să... Sper să luați dumneavoastră decizia care trebuie. Da, mulțumesc că m-ați anunțat. Da, și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere. La revedere. Bună, dragul meu. Să vină, mamă. Cum a fost la școală? Ei, nu a fost prea bine. N-a fost. Nu. Ce s-a întâmplat? Păi știi că lucram la proiectul acela despre Parlamentul European, da, despre vot, știi? Și vreau să-l prezint astăzi, doar l-am terminat aseară și
înainte să vină domnul diriginte în clasă, mi l-a furat o colegă. Ți l-a furat? Da, și l-a prezentat ea. Ți l-a furat? Da. Uite, George, pe mine m-a sunat dirigintele tău și mi-a spus tot. Te las pe tine să-mi spui adevărul, nu minciuni. Ce s-a întâmplat? Mi-a fost furat proiectul, mamă. S-a furat? Mi s-a furat, da, mi s-a furat proiectul. Mie, dirigintele tău mi-a spus că n-ai făcut niciun proiect. Și culmea, tu pretinzi că ți l-a furat altcineva. Cum e posibil așa ceva, George? Da, am făcut proiectul, mamă. Știi că pierdam orice la casă. Da, astfel n-am terminat. George, tu mă minți. Nu te mint, mamă. Mă minți, George. Dar nu te mint. Minți. Minți. Dar chiar am făcut... Știi foarte bine că pentru tine lucrezi, George. Pentru tine, nu pentru mine. Știi că nu-mi permit. Nu-mi permit să te duci în la Bruxelles pentru bursa aia și ai nevoie de ea. Știu, mamă, dar chiar am făcut proiectul și chiar vreau să iau bursa. George, mă minți, treci în camera ta, ești pedepsit. Dar, mă... Treci în camera ta. Scuză-mă. Mai, ce avem noi aici? Ce mai vrei? Ce s-a întâmplat, mă, pișpirică? Ce ai pățit? Ești supărat? Ești supărat că am câștigat eu proiecte și nu tu? Da, da. Dar ce? Dar nu e corect. De ce nu este corect? Tu n-ai învățat încă că cei cu bani fac regulile aici, degeaba te duci tu la vot. Ce să schimbi tu? Știi unde ești tu? Aici. Știi unde sunt eu? Aici. Și știi ce se întâmplă cu gândacii ca tine? Sunt striviți. Dar... Exact. N-avem nicio putere. Dar nu așa ar trebui să... Nu. Marga, nu. Nu crezi că poți să schimbi ceva și ce crezi că poți să faci tu? Să pui acolo un vot? De parcă cineva ia în considerare pe tine, pe voi. N-aveți niciodată. Ce vot? Ți se pare că a schimbat ceva până acum? Toți cei care au bani dictează lumea. Niciodată. N-a schimbat nimic. Ești zero, nimic. Gata, oricum. N-am nimic să-ți mai spun. Oricum tu o să pierzi și o să câștigi întotdeauna pentru că tati și mami au bani. Tu nu ai nimica. E zero. Braful de pe pantofii mei posibil. Poate când o să fii bătrân o să te angajezi la firma mea ca, nu știu, femeie de serviciu. Da. Oricum am terminat cu tine, nu mai bag eu capul cu oameni ca tine. Fără viitor, fără bursă, fără facultate, credeam că pot schimba ceva. O să intri în rol, în piesa de teatru, cum ți s-a părut și dacă stă în puterea tinerilor de a schimba ceva? Mi s-a părut, cum să zic, sunt două personaje principale, în jurul cărora se învârte toată acțiunea. George și respectiv fata, care practic vrea să-i pună în bețe în roate, vrea să mintă, stă în puterea noastră să schimbăm ceva. Chiar cea mai mică intervenție poate duce la un alt final, de exemplu, cum a fost acum la final, ei doi au devenit prieteni din dușmani, prieteni, depinde și cum vedem chestia asta, prietenie, dușmănie. Cât de des te-ai confruntat cu asemenea situații? Eu foarte des, nu, adică nu m-am confruntat cu asemenea situații deloc. Niciodată nu am fost pus în această situație și sper să nu fiu pus într-o această situație. Pentru că am văzut că foarte des la oraș, din asemenea situații, se duce la bătaie, câteodată la chiar omor. Deci
mai bine încercăm să tăcerea e cea mai bună armă. Poate să vorbim cu mama, cu tata, cu profesorul, să le spunem ce se întâmplă, pentru că dacă încercăm să ne facem dreptate singuri, tot noi ne-o luăm. Mă numesc Diaconescu Petru Gabriel și am 14 ani. Cât de des crezi că se confruntă tinerii de vârsta ta cu asemenea situații, cea cu care tu ai intrat? Din păcate, tinerii din ziua de azi se confruntă destul de des cu situații de genul, mai ales în mediul școlar, mă rog. Poate nu la o gravitate atât de mare, dar apar conflicte, poate chiar zilnic. Crezi că stă în puterea voastră să schimbați lucrurile? Da, chiar stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile. De fapt, cred că suntem cei și poate singurii care avem puterea de a schimba ceva. În mediul de la școală, cât de greu sau cât de simplu voi e să faceți dreptate? Acum depinde de situație. Sunt momente în care putem rezolva o situație conflictuală destul de ușor cu intervenția unui adult, unui profesor, și alte situații în care preferăm să abandonăm circumstanțele, să abandonăm conflictul și să nu rezolvăm absolut nimic. Despre implicarea celor din public, sunt ei determinați, intervin ușor, cum îi percep, sunt exact o reprezentație? Sper, da, cred că au intrat suficient de ușor, totuși există un pic de inhibare, există un pic de teamă, un pic de trac poate. Și o problemă e și poate faptul, cum spunea și Alexandra, că tinerii din ziua de azi, unii, sunt învățați să respecte un anumit șablon de lucruri și să nu gândească neapărat propriu. Uh-huh. Bine, și eu mulțumesc mult. Gojoman George Ștefan. Gojoman Maria Alexandra. E sora mea. Teatru, piesă, teatru forum și dacă stă în puterea voastră de a schimba ceva, ia doar reprezentație, cum îi simți pe cei din public? Mă bucur că unii au intervenit, sincer, chiar cred că în puterea noastră stă ceva. Dacă noi nu facem, atunci cine? Trebuie să luptăm pentru noi. A fost puțin greu pentru mine, pentru că nu-mi place să opresez lumea, place să-i ajut, dar am încercat să găsesc toată puterea, toată ura din mine să o scot, să o eliberez, ca să le arăt că nu este bine așa. Că putem fi un exemplu bun și unul negativ poate fi schimbat. Sunt la a doua reprezentație. E greu să-i convingeți pe cei din sală să vi se alăture? Să schimbe ceva? Depinde foarte mult de public, de cum sunt învățați să se implice. Unii vin din medii în care li se spune să facă așa și aia fac și le este mai greu să iasă din zona lor de confort, dar noi încercăm să dăm un exemplu prin noi, prin voluntari. Nu prea am probleme de acest gen, dacă e să vorbesc cu cineva, încerc să conving și, sincer, cred că suntem o generație care avem foarte mult potențial și dacă luptăm împreună, putem face foarte multe lucruri bune. Mulțumim. Dacă vorbiți, nu mai stă. Ok, mai stați acolo un pic. Ce ne puteți spune despre acest proiect, despre această inițiativă și dacă îi vedeți pe tineri, că pot schimba ceva? E o mare încredere în tineri și în posibilitățile lor de schimbare, însă îi trebuie urniți puțin. Cred că sunt mult prea copleșit de sistemul de învățământ în care fac doar ceea ce li se spune. Foarte greu să aibă o inițiativă și cred că Teatru Forum poate schimba ceva în mentalități. Vom mai merge către elevi. Tema alegerilor europarlamentare va fi prezentă tot anul nostru în comunicările noastre, dar ca schimbări de mentalități este un gen o metodă fantastică de a încerca să schimb ceva la copii și la cei tineri. S-a născut în rețeaua de centre Europe Direct de la colegii noștri de la Dâmbovița. Ei au făcut de vreo 2 ani de zile și fac pe diferite teme. Iar dacă transmitem un mesaj, este că și votul pentru europarlamentare poate schimba lumea în care trăim, la un moment dat, Europa. Cum i-ați perceput pe tinerii din afară, nu dintre actori? Trebuie urniți. Cam asta este concluzia mea. Unul singur a reușit să intre, să aibă curajul de a intra. Da, trebuie un pic de curaj și încurajare din partea adulților către ei. Mulțumesc. Și eu mulțumesc mult.